Daniel Pitei are 44 de ani și mai bine de jumătate din viață și-a dedicat-o muncii în televiziune. Succesul producțiilor de pe micile ecrane stă în cea mai mare parte într-o muncă invizibilă camerei de luat vederi. O muncă de echipă făcută în permanență sub presiunea timpului, care necesită resurse interioare considerabile. Povestea de viață a colegului nostru, Daniel Pitei, capătă brusc o turnură pe cât de injustă, pe atât de dramatică. O banală durere de spate ascundea o afecțiune cumplită. El știa că are o hernie de disc. Doctorul a zis ok, s-a dus cu remeneul vechi care îl făcuse în urmă cu vreo 6 luni de zile. Duminică dimineață, la prima oră suna doctor și i-a spus vino cât de repede poți. Și i-a spus, dumneavoastră aveți o tumoră pe bazin. Atunci eu am zis, sunt cadru medical, am întrebat cu metastaze sau fără metastaze. Și mi-a arătat metastazele de pe coloană. Și nefericirea că lucrez chiar în domeniu, în oncologie. Atunci am dus la servici cu toate documentația. Am vorbit cu doctorii de acolo și deja era metastază nivel 3. Avea o tumoră mediastin, asta înseamnă inimă și plămân, în afară de metastaza osoasă. Toți doctorii mi-au zis, este foarte grav. Atunci am zis, hai să facem ce se poate face. Îl dorea îngrozitor de tare. Deja intrase pe morfină și cu radioterapia îi scădeam din intensitatea durerii. După care am făcut un RMN din cap până în picioare. La RMN, cei care știu, se văd oasele albe când sunt curate, n-au nimic. El are coloana neagră. Rezultatul biopsiei a zis că este de nivel gastric. Întotdeauna cancerurile pornesc dintr-un anume loc și aruncă în alte locuri. Una din cele două tumori de pe coloană făcea presiune pe măduva coloanei și atunci a paralizat și la mâini și la picioare. Singura șansă era ca el să nu rămână paralizat, a trebuit să-l operăm. Riscul era foarte mare pentru că el, având tumora aceea pe mediastinală, pe inimă și asta, există mâine, azi, poi mâine, să nu mai trăiască. La un moment dat cade din cauza bolii, pentru că nu se simte bine, cade și zice, nu mai vreau nimic, gata. Vreau să mă duc și cu asta basta. Nu mai vreau nimic. Dar, din punct de vedere moral, are urcușuri și coborâșuri. Deci, când se simte bine, îmi spune, frate, nu facem și aia, facem ce spui tu. Mergem, facem aia. Are o chestie care e bună pentru el. Zice, hai să facem repede ca să mă duc și eu la muncă. Mă duc să mai filmez, să mai... El tot speră că o să ajungă la muncă, să se apuce să filmeze și așa mai departe. Mă lupt să pot să răzbesc boala asta și să-l pun pe picioare și să-i îndeplinesc dorința asta. Să fie și el acolo, în spatele camerei. Un om activ, cu o mulțime de planuri de viitor și cu o pasiune arzătoare pentru munca sa, este acum pentru a doua oară în fața bătăliei pentru propria viață. Un tip foarte ghinionist, după părerea mea. Acum încă exista celebra emisiune Iartă-mă, unde era director de program atunci el acolo. S-a însurat și luni a dat mașina peste pe trecerea de pietoni. Era să-l pierdem și atunci. A intrat în comă. Doctorii ne spuneau atunci, la vremea respectivă, avea un hematom destul de mare pe creier. Și zice, n-am ce să vă fac. Trebuie să treacă cele 72 de ore și atunci putem discuta. Și am stat acolo. Am stat acolo lângă el. Chiar dacă acum situația este mult mai gravă, Daniel se bucură de aceeași susținere care în trecut l-a ajutat să își revină.
Viața lui depinde acum de puterea noastră, a tuturor, de a ne mobiliza pentru a-l ajuta. Medicii au spus că au șanse, să are șanse să își revină. Că mai greu, că mai... dar șanse de a-și reveni ar fi. La operație, când i-am făcut operația de coloană, la discuția cu medicul de care l-a operat, a fost de față și el. Până la urmă, viața și soarta să-și o hotărăște el, nu noi o hotărăm. Am întrebat, tată, te operezi sau nu te operezi? Și a zis, tată, dacă 1% există șanse de scăpare, mă operez. Și asta a fost. Doar. Și doare al naibii. Doare. Plânge de dureri. Plânge. Este foarte dureros. Este unul dintre cele mai dureroase. Adică, în momentul de față, ia morfină dimineața, prânz și seara. Mama stă cu el în fiecare zi. E bătrână, bolnavă, diabet. Și ea, mi-e o frică, Doamne ferește, când s-a întâmplat ceva, mi-e o frică. E greu pentru mine, dar mai greu e pentru el, pentru că el e un om tare, vrea să meargă înainte, vroia să facă cât mai mult, să lupta pentru ceea ce făcea. Am și vise cu el acum, în ultima perioadă, că merge. Eu îl văd că merge. Că intră pe ușă, că se duce nu știu unde. Dar el e în pat. Aici e. Aici el. Nu, e al meu. Nu-l dau. E al meu. Asta e.